Microbuzele sunt în responsabilitatea fie a școlilor, fie a primarilor și știu foarte bine și unii și alții că aceste microbuze sunt destinate transportului elevilor. Noi încercăm acum și o să facem printr-un document cât se poate de clar, să implicăm acest, să-i dăm acestui transport școlar și mai multă flexibilitate, pentru că microbuzele sunt destinate elevilor din mediul rural și sunt multe sate care sunt izolate și departe de orașe. Mi-ar plăcea și am făcut deja prin planurile cadru o propunere de flexibilizare a orei de dirigenție. Mi-ar plăcea ca aceste microbuze să fie folosite în excursii pe care, la care elevii din sate să fie duși, să fie duși la muzee, să se apropie de cultura orașelor, să fie scoși de acolo din sate, să se apropie de ceea ce înseamnă și civilizația orașelor. Și cred că acesta este rostul microbuzelor școlare.